După înghețată, nici sucurile pentru copii nu mai sunt sigure. Milioane de sticle de băuturi răcoritoare în care s-a găsit același pesticid extrem de toxic, oxidul de etilen, a fost scos de pe rafturile din magazine. Românii care au cumpărat sucurile Figo sau Fruit and Fresh le pot returna sau le pot arunca. Băuturile conțin substanțe periculoase, nu toate însă. Este vorba de 18 loturi din sucul Figo de portocale, mandarine și multivitamine și sucul Fruit and Fresh cu portocale, mere și piersici. Nu prea sunt consumator de suc. Nu, consum rar. Și crezi că este dăunător? Da, e dăunător, foarte dăunător. De asta nu cumpăr? Da. Nu. În primul și în primul rând, în grașă. Deci nu ai încredere în băuturile răcoritoare? Deloc. Nici în telefonul acid? Dacă sunt de casă, da. Tu ești adeptul băuturilor răcoritoare, dar făcut în casă. Și natural, cât mai bio. La copii nu le dăm decât ce le trebuie copiilor, deci strictul necesar, apă plată, răcoritoare, mai naturale, deci cam atât. Sunteți fructe mai mult de casă, de la țară, noi stăm mai pe la țară, avem de toate. Părinții iar la fel le dau sucuri naturale, deci tot ce se poate mai natural. Da, eu am băut când eram copil și nu sunt bune. Deci nici așa de adulți nu sunt bune. Cei care au cumpărat sucuri din aceste loturi le pot duce înapoi la magazin pentru a-și recupera banii sau le pot arunca. Consumul îndelungat al produselor în care s-au găsit depășiri ale oxidului de etilină poate da probleme cardiace, pulmonare sau chiar cancer.